Cazurile de violență în școli sunt în ultima perioadă din ce în ce mai prezente. Din acest motiv, prefectura, jandarmeria și poliția au demarat un proiect ce are ca scop combaterea violențelor în unitățile de învățământ. Acest grup de lucru își va desfășura activitatea pe toată durata anului școlar 2012-2013. Dacă la început activitățile de prevenție pe care noi le-am mai făcut s-au bucurat sau nu de vreun succes, succesul a fost mai micuț, de data asta succesul a fost mai mare, deci ele încep să capete valoarea pe care eu le-am atribuit-o încă de la început și astfel activitatea noastră a fost încununată de succes de data aceasta. Unitățile de poliție, jandarmerie, ISU, inspectorat școlar și prefectura Giurgiu, deci au fost reprezentați de la toate aceste instituții, fiecare spunând pe partea lui de activitate ce anume trebuie să știe copiii și a fost adresat nu numai copiilor, nu numai elevilor, ci și părinților acestora și profesorilor. Prima etapă a campaniei s-a desfășurat în perioada 29 octombrie, 8 noiembrie și a avut ca grup țintă elevii, părinții și cadrele didactice din 36 de unități de învățământ din județul Giurgiu. Campania a înregistrat un real succes și datorită implicării echipajelor de descarcerare și smur din cadrul ISU, precum și a mașinilor de intervenție ale poliției rutiere.